Bună și bine v-am regăsit! Vreau să vă prezint un unboxing de la Ladies. Vineri pe seară am plasat o comandă și am luat destul de multe produse, iar astăzi au sosit. A venit curierul puțin mai devreme. Acum este marți când vă filmez, adică a venit foarte repede comanda. Bun, și aici este cutia. Vedeți o parte din ea, dar n-are rost să vă arăt cutia. O să scot ce este în ea. Deja am desfăcut-o ca să nu fac prea mult zgomot, pentru că totuși... Așa, și am primit o pungă din aceasta de hârtie de la ei. O să o așez aici. Ok. Și acum să vă arăt produsele. O să le iau așa în ordine aleatorie, adică cum îmi pică la mână. Și pentru că am depășit suma de 100 de lei, am primit un astfel de set de monstre cu parfumuri. Asta primește toată lumea care depășește 100 de lei, indiferent că sunteți noi înregistrați sau sunteți mai vechi. Deci sunt 10 monstre. Sunt parfumuri și pentru femei și pentru bărbați. Bun. Să vedem aici ce am luat. A, văd că sunt mai multe chestii. O să iau cutia în brațe. Nu de altă, dacă să văd și eu ce fac. Și am aici și lista ca să văd exact ce am comandat, pentru că sunt multe produse și nu le știu pe toate. Deci am luat așa o pilă din aceasta, pentru că eu aveam o pilă de la Oriflame, dar s-a stricat și va trebui să o arunc. E destul de mare pila asta. O să vă zic cum este, după ce o voi folosi, bineînțeles. Am mai luat o forfecuță din aceasta. Nu mai aveau din aceea dreaptă care avea partea asta de sus cu roșu, dar eu am luat-o pe asta și am luat-o pentru pedicură, nu pentru altceva, pentru că eu de obicei îmi tai unghiile cu unghiera, dar asta pentru colțuri. Da, și să vedem cum este. N-am avut niciodată de la ei forfecuțe, dar am auzit că sunt bune. Apoi am luat o unghieră. De fapt, sunt două unghiere, dar să vedem pe unde sunt. Asta. Nu mai știu exact dacă era din aceea mică sau din aceea mare, pentru că una a fost pentru mama mea și una pentru mine. Dar, în fine, dacă o găsesc pe cealaltă, vă arăt. Mi-am luat eu pentru mine un pieptăn pentru filat, care așa arată. Așa, apoi două astfel de peelinguri. Unul este al meu, unul este al surorii mele. Sunt foarte bune, foarte blânde, nu irită tenul, chiar curăță foarte bine și sunt așa foarte fresh, sunt cu măr. Deci sunt peelinguri din acestea, din fructe, care mi se par foarte safe. Le lași pe față, după care te cureți pur și simplu cu apă. Așa. După care, ce mai avem aici? Pentru punctele negre, ăsta e al mamei mele, da? Deci sunt niște plasturi în aceștia pentru bărbie și pentru frunte. Mama mea și i-a comandat. Iar eu i-am comandat pe aceștia care sunt cu cărbune. Mie îmi plac foarte mult plasturii lor, mi se par cei mai buni din tot ce am testat. Acum nu zic că i-am testat pe toți de peste tot, pentru că nu am făcut asta, dar am mai testat și din alte locuri, iar ăștia mi se par cei mai buni și ca preț și ca efect până la urmă, că vrei să-ți extragă punctele negre, chiar fac chestia asta. Apoi, pentru epilat, am luat mai multe chestii aici. Am luat așa, o cremă din aceasta de epilat, asta e pentru mine, și care este cu aloe vera pentru piele sensibilă. Ei au niște creme foarte bune pentru epilat. Eu, de exemplu, am luat de la DM, nu mai știu exact de la ce brand, și vreau să spun că după o lună de zile nu mai epila. Deci la început epila, după care nu mai... Da, în fine. Dar astea de la ei sunt foarte bune. După care am luat și benzi din acestea. Un pachet e pentru mine, unul e pentru sora mea, da? Deci benzi pentru părul facial, dacă aveți probleme.
Eu nu am așa mari probleme, dar vreau totuși să mai schimb puțin, pentru că de obicei folosesc crema pentru epilat, dar am zis să folosesc și benzi în acestea, iar benzile astea pentru corp, adică pentru picioare, pentru zona inghinală și așa mai departe. Și mă gândesc să le folosesc. Am înțeles că sunt foarte bune, deci m-am uitat la comentarii și în general tot ce au ei pe partea asta de epilat sunt foarte, foarte ok. Apoi, acest burete pentru spate, mama mea și l-a comandat, așa arată. Și mai avem aici, imediat, arăt. Deci, mi-am luat eu acest pachet care este cu absorbante și dacă nu mă înșel, cred că este de noapte, are 20 de bucăți și are 4 picături, deci nu sunt în acelea foarte strong așa. Sau, a, nu, ăsta e de zi, scuze, deci astea sunt de zi pentru că suntem la menstruație, să spunem așa. M-am uitat, nu au parfum și erau și un preț foarte bun și am zis să le iau. Și apoi am luat și din acestea, tot pentru mine le-am luat, care sunt pentru noapte acestea, da, exact, pentru menstruație. Și sunt câte? 6 bucăți. Da, am zis să le încerc, să văd cum sunt și pe viitor, dacă îmi plac, o să mai cumpăr, de ce nu? Bun. Apoi, acestea și le-a comandat sora mea, sunt 60 de bucăți absorbante pentru zi, m-am uitat, au bumbac, sunt foarte ok, n-au parfum. De asta le-am și comandat. Apoi, ce mai avem? Acești plastru pentru zona ochilor cu colagen. Sora mea i-a comandat. Mai are și acum, dar îi plac foarte mult și aici că totuși să își mă ia. Apoi, eu mi-am comandat 2 bucăți din acest exfoliant și apoi cu cremă. Deci sunt 2 pași, ca să spun așa. Un pas este exfoliant, apoi crema. Și am zis să-mi iau 2 bucăți pentru că m-au zis că sunt foarte bune. Eu n-am mai folosit până acum așa ceva, adică din comerț nu mi-am luat niciodată exfoliant. De obicei îi făceam acasă cu zahăr brun și cu ulei de măsline. Dar acum am zis, hai să vedem cum este ăsta, dacă e mai bun. Așa, apoi, ce mai avem aici? Mama mea și-a cumpărat aceste șosete pentru prima oară, pentru călcâie. Sunt pentru exfoliat călcâiele. Înainte și cumpăra din acelea cu mel, dar hai să le încerce și pe acestea. Așa. Oh. Deci se pare că am primit 2 astfel de căști. Eu am comandat una singură, dar ei mi-au dat 2. Cred că una mi-au dat-o cadou. Chiar le mulțumesc pe această cale. Da, nu știu dacă o să uite la clipul meu, dar foarte tare, mi-au dat 2 căști. Super. Așa, apoi am luat eu pentru mine un ser pentru păr cu ulei de argan. Eu mai de mult am mai folosit cu ulei de argan, dar nu de la ei, din altă parte și mi-a plăcut foarte mult. Am văzut că nu îmbâxește părul așa pe vârfuri, să zic. De la ei n-am luat niciodată, dar oricum avea un preț foarte ok și am zis, mă, hai să încerc. Până la urmă n-am nimic de pierdut și o să vedem cum este. Când o să fac rutina de îngrijire a părului, o să includ și acesta și o să vă spun cum mi se pare. Până atunci, da, nu știu ce să vă zic, vom vedea. Apoi am luat un fond de ten din acesta Impala, de data aceasta cred eu că am luat culoarea corectă, adică am luat prima culoare care este Ivory. Mai de mult, dacă știți voi, aveam eu un clip în care am luat a doua nuanță, adică Shell și era foarte închis. Ei bine, de data asta cred că am luat nuanța corectă și o să vă fac un machiaj, da? Așa că aveți răbdare, într-un alt clip o să vă fac un machiaj și o să vă spun ce texturare, cum se simte. Știu că este pe bază de apă și este special pentru tenul gras, adică cum îl am eu. Aici
atunci am primit și un catalog, care se pare că este catalogul următor, catalogul numărul 1-2021 sau catalogul curent, ceva de genul ăsta. Așa, și să vă mai arăt ce mai am aici, că mai am niște treburi. Mi-am comandat eu un astfel de rimel, m-am uitat la review-uri, eu n-am nicio problemă cu rimelurile care au periuță de silicon, mi se par ok. Chiar mă înțeleg mai bine cu astea decât cele care sunt cu păr, ca să spun așa, pentru că mi se pare că astea se pară mai bine. Dar să vedem, până acum nu pot să mă explic. Când o să fac machiajul, da, o să fac un clip separat, o să vă zic cum mi se pare, dacă văd vreo diferență. Ce mai avem aici? Să scot ce este în cutie și să las cu cutia jos. Așa, bun. Deci am găsit și cealaltă unghieră. Deci aici este unghiera cealaltă care este pentru călcâie. Cealaltă de mai devreme este normală, mică. Bun, perfect. Aici am niște monstre. Și am așa. Monstre diferite. Una este cu ceva, o cremă pentru 35 de ani plus. Oh, interesant. Cred că le apare vârsta mea acolo, că altfel nu-mi explic. Deci asta cred că e bună pentru mine. Este o cremă regenerantă și este cu melc. Interesant, asta o să o încerc. După care mai avem o cremă cu ulei de argan. Asta o să o dau mamei mele, clar, pentru că este cu ulei și eu trebuie să mă feresc de uleiuri. Iar asta este cu vitamina B3, B5, B6. Interesant. Bun. Deci, am așa. Aici sunt mai multe produse. Am așa, creioane pentru ochi. Mi-am luat pentru mine pentru că n-am mai folosit de mult și chiar vroiam. Sunt foarte bune, deci au niște prețuri atât de mici. Am luat așa, pe albastru acesta, pe verde ăsta, vedeți cum sunt plantele. Și ăsta e pe negru, da? O să facem un clip separat, dacă vreți, în care le testez așa pe mână, da? Pentru că sunt multe, multe produse acum. Și după aia o să fac și un clip în care o să mă machiez. Sau mai multe clipuri, dacă vreți, normal. Aici am luat două astfel de rujuri tip creion. Sunt foarte bune astea, să știți. Sunt două nuanțe diferite. Am mai avut mai de mult, cred că culoarea asta am avut-o și mi s-a părut super mișto. Apoi mi-am luat aici o cariocă din acesta, deci tuș tip cariocă. N-am avut niciodată. Eu cu tușul nu prea știu să-l folosesc. Să vedem cum este. Iar aici un creion retractabil pentru ochi. Și aici am luat două rujuri care spune că sunt foarte rezistente. Nu le-am încercat până acum. De la Impala am avut doar din acela care este tip, adică ruj lichid. Cred că îl știți care. Velvet, mat, nu știu cum, în fine. Și chiar e foarte bun. Astea nu știu cum sunt. O să le testez și o să vă spun care este părerea mea. Și acum să vă arăt ce cadouri am primit din partea lor. Pentru că am primit niște cadouri. Și am primit acele monstre, da? Se pare că am primit două căști în loc de una, deci clar, una este cadou, pentru că eu n-am comandat două. Am primit două măști pentru față. Asta o să o fac cadou. Asta este cu zahăr negru și cu cărbune, iar asta este cu avocado și cu... cu argilă. Așa. Deci asta o să o folosesc eu. Am primit un parfum care se numește Cascada. Eu cred că este la casa, dacă mă întrebați. Pentru că știu că au avut ei un parfum la casa, doar că au schimbat puțin ambalajul din ce văd și denumirea. Dar cred că este la casa. Și se pare că am primit o cremă care este pentru fermitate și este pentru diminuarea ridurilor cu coenzima Q10 și este pentru 35+. Deci asta ar fi bună pentru mine, cu acid hialuronic. Foarte tare! Deci am primit niște produse foarte mișto, nu vine să cred. Wow! Iar catalogul arată foarte bine. Cei de la Lady, să știți că au produse foarte ok. Adică dacă vrei ceva la un preț mai mic și nu vrei să cheltui foarte mulți bani, și ai testat din ele și știi că ți se potrivesc și așa mai departe, chiar merită. Chiar merită. Deci ăsta l-am avut eu, îl vedeți, am avut dreptate, da? Rezistent la transfer. Velvet mat. Doar că eu acum am comandat pe acesta
și pe acesta, dacă vedeți. Da, bun. Sper că v-a plăcut acest clip. Chiar mă bucur de cadourile pe care le-am primit. De fapt, am primit 6 cadouri, nu 5, dar mi se pare foarte tare. Așa. Și ce pot să vă spun? Dacă doriți și voi să comandați de la Ladies, chiar vă sfătuiesc, pentru că au niște produse foarte rentabile. Acum depinde ce gusturi are fiecare. Chestiile de care mă feresc eu să le comand sunt fardurile pentru ochi. Dar în rest, ce am comandat de la ei, să zic așa, în proporție de 80% mi-au plăcut. După cum vedeți, am comandat multe produse acum noi, pe care nu le-am testat niciodată. Deci produsele astea pe care le-am luat acum, în afară de, nu știu, un creion să zic, nu le-am mai testat și chiar sunt foarte curioasă. O să vă fac un clip separat, dacă vreți îmi lăsați în comentarii și ce anume v-ar interesa, dacă aveți vreo curiozitate referitor la aceste produse. Iar acum, pe final, vreau să vă arăt două produse. Am fost la DM, cred că sâmbătă, da, sâmbătă, și am luat acest creion pentru ochi. Este de la Trendy Tap. Dacă ați fost în DM, știți că este o gamă din asta cu niște produse la prețuri foarte mici. Și este acest creion, dacă le vedeți voi bine. Este o nuanță medie, deci un maro mediu, dar care, să știți că este o culoare care nu bate înroșcat. Este foarte, foarte natural. Deci dacă sunteți șatene și nu vreți ca să vă faceți sprâncenele să bată într-un roșcat, se vadă ciudat, și vreți ceva mai neutru, vă recomand acest creion pentru sprâncene. Este foarte bun, să știți. Și merită, nu costă mult. Și am cumpărat de la Catrice acest blush. E prima oară când cumpăr așa ceva. Când o să fac acel machiaj, o să vedeți toate aceste produse noi. Bun, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, sper că nu a durat foarte mult acest clip, vă doresc o zi sau o seară minunată, depinde când o să urmăriți clipul și vă mulțumesc foarte mult că ați rămas cu mine până la sfârșit, iar pentru cei care sunt vechi pe canal, vă mulțumesc foarte mult că mă susțineți până la urmă și ați rămas pe acest canal, o să vin și cu alte clipuri, că de curând am așa o listă întreagă cu clipuri pe care vreau să le fac. Și m-am gândit eu așa pe viitor să mai fac încă un canal de YouTube, dar o să vorbim cu altă ocazie. V-am pupat, nu vă mai rețin și ne revedem în clipul următor.